TVA. Potrivit BNR, totul s-a scumpit în iulie în medie cu 3%. Specialiștii noștri vorbesc de un 2,9% cu o transmitere cam la 75% în scenariul de bază. Motivația este deficitul pronunțat de cerere și faptul că piața țărânească este în mare parte nefiscalizată. Urmează un al doilea val de scumpiri la toamnă, în jur de 1%. Cel mai mult crește prețul țigărilor cu peste 5%. Banca Centrală și-a revizuit așadar ținta de inflație pentru acest an de la 3,7 la 7,8%. Și ținta pentru anul următor a fost revizuită ușor în creștere pe fondul scumpirii alimentelor din cauza inundațiilor, de la 2,8 la 3,1%. Vești proaste și pentru cei care au sau vor să ia credite în valută. BNR estimează o creștere a dobânzii Euribor la 3 luni. Prognoza sau proiecția noastră are în vedere o anumită, să spunem, scumpire a creditului extern, creditului în euro. Guvernatorul BNR consideră premature recentele anunțuri ale guvernanților privind creșterea salariilor bugetarilor cu 10% în 2011. Se întrevăd însă semnele redresării economice. Încearcă să ne liniștească Mugurii Sărescu.